Salut, salut! Numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox alături de mușchiulosul Rafael aici. Astăzi avem ceva pregătit foarte, foarte special și anume, doi abonați ne-au dat niște ouă. E vorba de Sebi, care are un server de Discord cu Pet Simulator, vinde peturi la preț ieftin de exclusive gratis. Și e vorba de un alt owner de server care ne-a mai dat 5 ouă. Deci avem aici 1, 2, 3, 4, 5... 7, 8, 9, 10, 11 ouă avem aici și s-ar putea să le deschidem pe toate. De ce zic s-ar putea? Pentru că deschidem până ne pică un huge. S-ar putea să deschidem pe toate. Apăsați butonul de like. Haideți să vă pun pozele cum am primit ouăle aici în trade. Filmez. Așa se treabă când intru eu. Deci asta e prima întrebare. A doua întrebare este unde e Rafael? Rafael este sub duș în acel moment când întrebați voi. Așa că haideți să vedem cum am primit peturile. Deci avem aici trade-ul de la Sebastian care ne-a trimis aceste peturi în schimbul să intrați la el pe server pe Discord acolo și veți primi peturi gratis pentru că face multe giveaway-uri. Veți vedea acolo serverul în descriere sau în comentarii dacă nu uit eu să-l pun. Și haide să vedem despre ce este vorba în următorul episod. O să deschidem alte ouă și o să primim alte oferte. Nu știu ce tot fâsie pe aici. Chiar nu înțeleg. Cade ceva de cer. Ce naiba fâsie, mă? Haideți să începem cu deschisul ouălor. A intrat și Sebastian aici să vadă și el ce apucăm din ouă. El ne-a dat 6 ouă, ne-a dat el. Iar celălalt owner ne-a dat 5 ouă. Eu uite, băi, îți dau echip în eror ca să o curet. La mine fuse. Nu știu, bă, nu-mi dau seama, la ăsta fuse? Deci nu pot să echipez. De ce? La pentru... server. De la server. Wow, de la server. Hai să deschidem ouăle de la Sebastian, avem 6 ouă, hai să activăm norocurile alea când m-ați înnebunit la cap. După aceea o să alegem câștigătorul de la episodul trecut, o să aleg eu și o să dau un reply și dacă răspunzi atât de repede o să-l pun și în episodul ăsta. A câștigat un hiușche sau ăla Sapphire, ce alege el. Hai să vedem, Rafaele. O să activez alea că m-a nebunit lumea, că dacă activez ăștia, nu știu ce naiba câștige, ăștia sunt useless pur și simplu, eu nu cred în așa ceva. În minuni de-astea, am toate norocurile activate, hai să activez și pasta, na Rafael, am toate norocurile, plus că mai am și friends aici, hai să vedem primul ou aici de la Sebastian, o să vedem ce ne pică Rafa, fii atent aici. Hai să vedem ea primul ou. Poc, super cat, foarte frumos, super cat, s-aude fâșit, nu știu ce daiba s-auza, ia poate ce vede, tot fâse, primul ou s-a dus. Oh my god, and I'm an egg. Primul ou s-a dus, Rafa. Nimic în el. A fost nimic în el. Nimic. Hai să vedem al doilea ou. Alakazam. Da și voi un like chiar acum că investim bani. Fiecare ou este 800 de Robux. Ia. Super cat. Wow, ce norocos, Rafa. Tocmai cam boosturile alea de noroc, vezi? Două ou s-au dus. Trei dam cadou. S-a oprit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a oprit sunet. Doamne ajută că s-a oprit sunetul. Rafaele, două d-astea am deschis. Wow. Hai să deschidem un alt ou, Rafa, zi o parolă. Alakazam. Parola este capra în porumbi. Capra în porumbi, ia. Slepnia! Yeah! Bun de nimic, Rafaele, la gunoi. Huge Sleipnir. A deschis 3 ouă deja, asta înseamnă 2400 de Robux, asta înseamnă cât? Câți bani? 20 de euro, 40, nu știu. Ok, 20 de euro. Mai departe, trecem la următorul ou aici, următorul ou. Hai să vedem, Alakazam. Iar Sleipnir. Bă, da un huge, mă. Bă, am deschis atâtea ouă. Bă, a nerfat ăla. Nu știu ăsta și nu mai pică nimic. A nerfat tot. Faci video, vlog? Bă, cum picau huge-urile la început, mai știi? Și acum a picat. Acum ar trebui să pice un huge. Măcar dăm ăla cel mai rar și să fie gold. Wow, fii atent, Rafa, aici. Următorul ou, pleacă. Hai să vedem. Dă-i tata la superchet aici. Foarte frumos. O să fac opening și cu 20 de ouă. Deja... 1, 2, 3, 4, 5. Mai am un nou și ouăle de la Sebastian s-au dus. Au plecat.
Au plecat. Hai să vedem aici. Ce vrea să-mi dea băiatul ăla? E prieten cu mine, Laris. Ce vrea să-mi dea? Mi-a mai dat niște monezi, parcă. Vedem ce cadou are pentru mine în acest episod. Vreau un nou. Ai un egg. Păi îți dau un egg, dar ce-mi dai pe el? Ia. Ok. Hai să continuăm cu deschisul ouălor. Deja ăsta e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultimul ou de la Sebastian. Hai să vedem. Alakazim. Alakazam. Bătaie de joc pur și simplu. O bătaie mai mare de joc. Deci 800. Deja s-au dus ouăle de la Sebastian. M-aș putea opri aici pur și simplu. Dar continuăm. Continuăm ca să oferim un episod destul de tare. Hai să vedem. Următorul Rafael. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Alakazim, Alakazam. Se deschide. Bravo. Nici măcar un huge, bă. Nici măcar un huge. Treaba este sumbră, Rafa. Mai am 4 ouă. 4 ouă mai am. Ok. 4 ouă. 4 ouă. Wow. Hai, următorul egg. Ia, fac de multe ori așa. Fii atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Păi mă, l-am pus surprindere, bă. Gata. Am pus surprindere. Doamne, 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 îmi vine să plâng, îmi vine să plâng, pur și simplu. Îmi vine să plâng, îmi vine să plâng, Rafaele, pur și simplu. Îmi vine să plâng. Mi-e doare la cafesa, uite-te și tu ce se întâmplă. Îți place? Îți place Sebastian show-ul? Ok, frumos, ia uite, văd aici un chest. La altă Rafa asta? Ai bodyguards în spate, tu. Ok, următor wow. Următorul wow, următorul wow. Hai să vedem, un huge Rafa de aici. Bătaie de joc, așa se numește jocul ăsta. Jocul cu bătaie de joc. Mai am două ouă, am deschis 10 ouă, înseamnă 10.000 de Robux. 10.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și mai am două ouă. Vărule, vărule, vărule. Cozonac. Numai asta se vorbește, parastas, cozonace. Eu nu înțeleg ce se vorbește aici. Ok, mai am două ouă, Rafa. Eu zic că a nerfat la mult de tot șansa. Iar șansele astea care sunt aici nu sunt reale, Rafa. Eu așa spun. Eu așa spun. Mai e și lacul 6. Gândește-te, 6 ori 2, 12% să pici aia. Adică, come on. Și ailaltă în jur de 3-4%. Deci, come on, come on. Hai să schidem următorul pet. Nu mai am nicio răbdare, deja sunt nervos. Bravo, dăm super chet. De 11 ouă nu pică nimic. Sigur merită să cumpăr ouă, nu? Și mai am un singur ou, un singur ou. Am muncit mult pentru ouăle astea și s-au dus practic la gunoi, Rafaele. Dar măcar ține lumea minte că am făcut show. Hai să vedem un singur ou. Tu ce zici? Merită să deschizi sau nu? Da. Bine, mă. Well done, well done, Xlader. Foarte, foarte bine. Îmi vine să le șterg astea. Mamă, ce nervi am, dar nu-mi șterge asta la șterge, la băgă la gunoi pe ăsta. Toate. Dacă le șterge Rafa pe toate, ce s-ar întâmpla? Ok, o să dăm cancel aici. Foarte frumos. Bine, 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 super. Super, super apucături. Am apucat super peturi bune. Iar acum, cum am promis din partea băiatului cu server, cum îl chema, că am și uitat. Bobiță, Bob, cum îl chema, Amy, o să vă dau un pet și anume, îl am chiar aici jos, unde mă, Sapphire, dacă nu o să vă dau un huge în locul lui, ăsta e al meu Sebi, 90B, așa îl cheamă, 90B, îl cheamă. S-au deschis ouăle, gata, o să dăm depozit aici, sunt dezamăgit complet, adică pur și simplu puteam să tratez ouăle alea pentru huge-uri, nici măcar nu le mai deschideam. Și am pierdut o mulțime de bani, Rafaele, o mulțime de bani am pierdut. Așa că depozităm tot de nervi, o să oprim doar dragonul. Și acum mergem să facem trade-uri frumoase. Nu știu ce să zic, o să vreau să fac rost de un Moș Crăciun de ăsta. Ăsta este... Eu nu înțeleg ce se vorbește, nu înțeleg. Ia apucă vorba în Roblox. Te-a binecuvântat la biserică. Doamne, doamne, hai bă să mergem de aici. Hai să mergem de aici.
Deci, am lăsat un reply pe, la video ultimul cu câștigătorul, se numește Superior Ro. Te rog frumos să-mi dai acolo un reply și iar eu îți voi intra și îți voi da petul și voi face o poză, depinde ce pet vrei. Suntem aici, Rafaele, după cum observi, suntem pe plața, nu știu dacă poți să intri. Și vreau să ne băgăm la niște oferte, ne băgăm la niște oferte. Am făcut rost too huge and add. Deci vrea pe unde ăsta, pe un mic. Vreau noob-ul ăsta. How much for noob? How much for noob? Deci noob-ul ăla, cât vrea pe noob-ul ăsta să mă să scot în bancă? Că să iau, pentru că n-am exclusiv asta. Tu ai Rafa asta, noob-ul ăsta? Iată. Nu. No. N-ai noob-ul ăsta, vezi? Nu știu cum se numește, Mombasil, cum se numește ăla? Remove Corgis. Bă, să scrie, bă, prețul pe el. Așa, hai să vedem. Excel Product. Ne dă un huge cat. Ce să facem cu el? Nu știu ce să facem cu el, pentru că nu vreau acel huge cat. Deloc. Poate doar să-și arate și el contul pe episod. Căutăm un pet. Și anume, căutăm acest noob. Ăsta îmi place mult de tot. Hai să vedem. A doi nature. Hai mă să văd cât e noob-ul ăla. Deci am o ofertă pentru Guez noob-ul ăla. O să-i dau... Bă, ăsta nu e Starful, ăsta e Stormagonist, stai puțin. Ba da, 4 de-astea, Rafa, auzi, dau. Withdraw, scoatem 4 de-astea și dau pe Guez noob. Mai trebuie să mai aștept 6 ore să dau withdraw la bancă. You are doing this too fast. Wait for one second. This too fast. Wait for one second. Ok. Ileo, nu știu cum o cheamă pe aia. Hai să-i dăm trade. Așa, dacă îi convine, dacă nu, asta este, ea poate să facă mult mai mult. Așa. Quest. O să-mi dea cancer să-l asta, că ăștia vor să... Nu ne trebuie așa ceva. Nu, deci nu ne trebuie astea. Quest noob. Nu ne trebuie așa ceva, adică astea sunt gunoaiele. Patru de-astea și nu fac cât ale mele. Ok, ca de obicei, cum așteptam, Rafaele, să dă cancel aici. Nu te dau cancel, micuți, dă-mi cancel, că nu fac eu trade-uri, eu te păcălesc aici. Rafa, eu te păcălesc. Că păcălesc eu puțin aici, păcălesc eu puțin. Păcăleală puțină, păcăleală. Hai să vedem, băiatul ăsta are ceva ce trebuie, no. Ok, ok, hai să vedem un alt băiat care tradează ceva. Bă, mi-ar fi plăcut ăsta să-l fac ție cadou. Tu ai chest mimic, că l-ai, a? Da. Deci l-ai chest mimic. Hai să facem cu ăsta, cu spălătoria asta. Splatoon. Spălătoria Splatoon. Suntem aici cu Splatoon. Îi dăm așa, două de-astea. Îi dăm trei, Rafa, pe un hiușchet. Trei. Trei Stormagoni pe un hiușchet. Asta e oferta mea, dacă vrea, dacă nu. Că oricum vreau să fac... Oricum e overpay aici, 17 cu 17, cât face? 34 și cu încă 17, nu vrea, bă! A pus alt fiușchet, Rafa. A scos fiușchetul și a pus altul. Nu e duplicat ăsta? Ok, ce vrea ăsta, Splatoon? Nu-i place nici asta oferta? Splatoon. Ia, și dai ready acum? A scos, mă, Rafa, oferta. Aici nu se fac trade-uri, aici intre și arăște... Peturi ai, mă. Ok, hai să testăm un altul, dacă Splatoon ăsta nu vrea să facă. Mă, acolo are cui sunt peturile astea, e greu să vezi. Dark ăsta. Dark Ska. Hai să vedem dacă are trade-urile aprinse. Uite-l aici. E în trade, omul meu. El e trade, mă. Omul tău face trade-uri. Vreau să... Hai să vedem dacă mi-a răspuns băiatul la comentarii. Mai încercăm aici, asta zici că e de Clicker Simulator. Ceva cu 95 fără. O să încerc să îi dăm un trade, să îi dăm 3 de alea pe un cat. Dacă se poate, ceva cu 95 fără, are disabled ăsta. Îl cred și eu că dă lumea așa. Și mai ăsta, Dark Ska. Ăsta Dark Ska? Parcă și-a scos alea de la trade. Și mai e băiatul ăsta care pleacă acum, văd. Și a venit ăsta, Dingle ăsta. Hai să-i dăm și lui ăsta. Un trade, Dingle. Parcă văd care și s-a oprit. Nu-l văd eu. Dingle, 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 dingle. Nu-l văd, mă. Uite-l aici.
Friends only. Ok, ar trebui să fie visible dacă e pentru friends only, dacă nu le ai prieteni. Așa-și vede logica. Ok, am intrat din nou aici, uite pe chinezul. Cu pet aici, cu ăsta. Și încercăm să facem niște trade-uri și anume să dau toți ăștia mei, care costă 17 fiecare. Să-l dau pe ceva. Ia uite-l pe Rafael aici. Uite, Rafael, te-am găsit. Tu ești. Ia fii atent aici. Ia uite-te. Da. Deci tu ești Sammy Blaze. Ia. Monster. Are băiatul aici. Frumos. David. Vrea să... Ce țeapă ți-ai luat? Ia-o-să. Și-a luat țeapă ăștia pe aici, Rafa. Ok. Vreau să văd o pisică. Și să-i dau aceste trei astea pe o pisică. Hai să vedem. Cosmin. Cosmin ne dă un Wicked Angelus. Nu știu ce e ăsta, hai să vedem cât e ăsta. Wicked Angelus ăsta e 95 și nici măcar nu l-am. Nu cred că l-am pe ăsta. L-am pe ăsta. Garanție pentru Intex. Ok, o să dăm cancel. Că nu suntem interesați. O să dăm cancel și la asta, pentru că nu mai primim cadouri de astea. Avem destul de multe și... Baca e limitat cu locul? Dacă banca e nelimitat cu locul, e bine. Nu știu dacă am Wicked Angelus să-l am. Atât de multe încât nu mai știu dacă le mai am. Am ăsta, Wicked, nu știu ce. Dar ăla nu cred că l-am. Hai să vedem. Valley Boss. Ne dă Valley Boss un huge cat. Uite, Rafa. Gratis! Yay! Gratis! Ăsta să-l arate că are un huge cat. Tobiță! Am intrat pe server. Ia, ce este, bă? Mozaic! Hu-hu! Ce e asta? Scump de tot! Cine e asta, mă? Wow! Scump, scump! Dă-mi-l la index! Wow! Mozaic Dove! Mamă, mamă, n-am mai văzut! Eu nu știu ce e asta! Dă-mi-l la index, Tomiță! Are, bă, Tomiță, bă! Ia, mă, să vreau să-l văd eu! Cum arată! A, mă! Unde e, mă, ăla? Să-l văd și eu! Dă-mi-l la index. A durite, prieten cu mine, să vedem ce vrea. Scris ceva, ai ofertă. Na, nu-mi place gargoile. Cosmin Pro, numai români. Acum o să fie numai români care dau trade-uri. Și nu înțeleg ce vor să facă. Adică, uite, îmi dă ceva, 1.000.000. Nu-l iau pentru că sunt ultimele lui bani. Adi, acum o să primim numai de la români. E server de român ăsta. Nu e el, e fake. S-a prins, bă. Că sunt fake. Nu e el. Vreau mozaic ăla. Cum îl chema pe băiatul ăla? Tomiță, parcă. Uite, fii atent, te uiți aici. Fii atent. Da. Îi dau un nou. Mai dă o dată. Îi dau un nou. Mai dau o dată. Și dacă spamează 17 oameni, te enervează, dă-ți rupe cap. Uite-te și tu. Adică e super enervant. E super enervant. Îți pierzi răbdarea. Feiza Alexandru. Unde e Tomiță, mă? Tomiță. Dă ăla la... dă-l la index. Să-mi dea asta la index. Frumos, mozaic. Frumos. La index. Vreau și o să-l văd cum arată. A, da, Kenshin. Nu de pe la index ăștia, bă, Rafa. Ne-a dat cadou Laris, ok. Îl avem pe ăsta 9 miliarde. Nu de pe la index, bă. Dude, ia-o-să. Nu dă bă ăștia la index. Vreau să văd cum arată măcar. Ia uite, uite-te și tu, na. Ce joc e ăsta? Luam aici la palme să mă iau. Uite-te și tu. Te rog, eu dă cancel la asta, că nu mai pot. Pierd și petul ăla, mozaicul ăla. Da, tare, tare. Dă cancel. Dacă poate să mai dea cancel, nu știu dacă mai poate. Încă încercăm să facem un trade aici. Hai să vedem Adi. Adi 007. O să-i dăm trade. Așa, trebuie să așteptăm 9 secunde. O să-i dăm trade pentru o pisică din asta. Uite, două pisică asta, Rafa. Puteam să cumpăr la pisici de astea, dar aveam inventarul full. Dar am decis eu să deschid. Și deschid o pisică de aia 200. Și mai ieși în țeapă. Eu ies în țeapă dacă deschid cel mai bun huge. Așa e jocul făcut să pierzi. Eu să-i dăm așa. Așa.
să-mi pună pisica aia. Pixel Cat. Că i-am dat o grămadă. Peste. Dă-mi-le așa pe toate. Gata, le primesc, Rafa. Le primesc. Faci video? Da. Se face video. Dă ready. Dă ready, fii atent, Rafa, la oferta asta. Îi dau 4 Storm. Ok, a dat cancel, omul meu. Foarte frumos. Foarte frumos. Hai să vedem. X-Lader. Ai un cadou pentru mine. Deci, de exemplu, sunt băieți care deja au peturi. Adică uitați-vă și voi, Rafael ăsta de buget. Deja are mai bune peturi decât mine. Și decât Rafael, ia uite, la un loc. Adică ce pot să-i mai dau eu lui? Deja are peturi mai bune decât mine. Aici se vorbește cu bă, cu mă, cu... Ok, David. Hai să mai încercăm la David. Trade. E greu, foarte greu să faci trade-uri. Pentru că lumea vrea să te păcălească. Și în general tu vrei să-i păcălești. E chiar... Ok, dau 3 de astea. Ok. Hai, dau 4. Unul bonus la mine. Dă-mi ceva pe astea. Ok, foarte frumos. A dat cancer aici. Închei și eu episodul aici, băieți, pentru că nu mai am răbdare. Chiar nu mai pot să mai accept un cancer. Adică le dau peste value. Adică le dau în jur de 80 miliarde. Ălea costă 50 și tot nu vor. Eu v-am salutat. Nu uitați de like. Și nu uitați de descriere, pa, pa!